Spațiul meu de astăzi vorbește despre distracție. Toată viața mea m-am distrat. În toate felurile. Cum am știut eu mai bine? Voi face școală, am făcut și eu. Probabil sunteți la liceu majoritatea, da? Eu am făcut liceul de marină. În vremea când la Brăila s-a înființat liceul de marină, acum nu mai există, da? Noi spuneam că doar un liceu era mai prost pregătit ca elev decât noi, acela forestier. Mulți dintre noi, dintre colegii noștri, au devenit marinari, eu nu, am devenit inginer. Și cam atât cu istoria legată de școală. Brăila este un oraș chinuit, spun unii dintre voi. N-au unde să distreze, n-au unde să ducă, n-au ce să facă, n-au ce să dreagă. În câteva fraze, puține, am să vă spun că noi, un număr de oameni, ne dăm cu caiacul și directorul acestui stabiliment frumos, care ne găzduiește, prietenul nostru Dragoș, directorul, face și el caiacul și se dă cu caiacul cu noi. Noi zburăm, că avem un aerodrom la Vădeni, la doi pași, noi ne dăm cu motocicleta, am fost tentat să vin în costum de motociclist, nu știu ce s-ar fi întâmplat, da? Probabil, da. Și când zic că ne dăm cu motorul, ne dăm și pe teren, ne dăm și pe asfalt, facem și burnout, dacă știți ce e aia. Ne dăm cu mașinile de teren sau pe asfalt. Toate prostiile posibile le putem face în timp ce voi nu știți de ele. Și voi nu știți de ele pentru că face școală. Spunea un profesor, într-una dintre emisiunile pe care le fac în fiecare săptămână, se cheamă Pasionat de Viață, la TV Galați Brăila. Profesorul Mortu, nu știu dacă îl știți, a fost inspector general la inspectoratul de aici din Brăila, da? Care Mortu Viorel, da? Sau Mortu? Sau, sigur că da. Un profesor de română cu care am făcut două emisiuni și care spunea că dacă maturii din România ar munci ca număr de ore la fel de mult pe cât muncesc elevii la școală și acasă pentru școală, România ar depăși Germania. Și mare dreptate avea. Voi învățați că vă place, când vă place, că vă împinge cineva, că nu vă împinge cineva, învățați de vă sună apa în cap. Da? Multă materie, puțină materie, contează mai mult sau mai puțin. Distracție, ioc, cum spune turcul. Eu am venit să vă vorbesc despre distracții. Și să nu uitați nici o secundă, ca să te poți distra, trebuie să știi. Și voi știți mai mult decât noi. De aici, după părerea mea, diferența între generația voastră și generația mea, adică părinții voștri, nu? Asta e generația mea, da? Voi stați toată ziua cu nasul pe internet. Că-i telefon, că-i tabletă, că-i laptop, n-are importanță. Și sunteți obligați să citiți. Și mai și scrieți. Cu greșeli, faceți erori, faceți prescurtări, n-are importanță. Dacă întrebați pe unul de vârsta noastră care e ultima carte pe care a citit-o, o să aveți niște reacții bizare. Dacă întrebați pe unul de vârsta noastră când a scris ultima scrisoare, da? Alte răspunsuri bizare. Diferența dintre noi ca generații și voi, adică dintre părinți și copii, este că voi știți mai mult ca noi. Și știți. Știți să folosiți un calculator, marea majoritate aveți la 18 ani carnet de conducere, etc., etc., etc. În perioada în care făceam noi școală, nici nu se punea problemă de așa ceva. Am să vă spun un lucru care pe mine m-a frapat. În 1982, când eram la facultate, învățam calculatoare cu cartele perforate în carton. Știați? Ați auzit că a existat așa ceva? Un calculator era cam cât încăperea asta. Așa. Practic, eu sunt unul dintre cei care am beneficiat de apariția acestui calculator monstruos de atunci, până în momentul ăsta. Calculatorul ăsta e de 10 ori mai tare decât ăla mare, cât încăperea asta. Voi faceți ceea ce noi nici măcar n-am visat vreodată. Și noi râdeam în fundul clasei. Și noi vorbeam despre toate prostiile. Și dacă râdea unul, se lua peste tot. Și la voi se întâmplă același lucru. Și ce mi-ar plăcea să văd la voi? Că existați ca individ. Și fiecare individ este integrat într-un grup, pentru că fiecare dintre voi are prieteni, colegi,
rude apropiate, nu puteți exista în afara societății, e clară treaba asta. Nu se poate. Voi, se vede clar cu ochiul liber, că duceți mai departe ceea ce am trăit și noi și am acumulat. Mai e un lucru pe care voiam să spun și foarte important. Tot ceea ce construim noi, că e o casă, că e o mașină, că e un drum, că e o piramidă, secolele le macină. Să alege praful din tot ceea ce ființa umană construiește la un moment dat. Ceea ce dăinuie până în momentul de față este tradiția, este moștenirea, este ceea ce noi putem să vă dăm vouă. Profesorii la școală în timpul clasei, părinții acasă când voi aveți o ureche destupată și cealaltă probabil pe o cască. Când faceți ceva. Am un exemplu care poate pe unul să-i șocheze. În 2000 de ani de creștinism, bănuiesc că știți că au trecut 2000 de ani de atunci și un pic, da? În paralel cu creștinismul, care pentru Europa, pasă minte, a fost religia cea mai importantă, da? A existat și păgânismul. Superstițiile, tradițiile, cum spun unii, da? Și am ajuns la pogorârea Duhului Sfânt, să-i spunem tot rusalii. Rusaliile sunt de 3000 de ani. Asta înseamnă că tradiția, ceea ce noi suntem în stare să vă dăm vouă, este dincolo de ceea ce piatra, oțelul, betonul, sticla ar putea să rămână de pe urma noastră. Voi faceți voluntariat sau ați vrea să faceți voluntariat. Acum 30 de ani, 40 de ani, voluntariatul pentru noi era o obligație. O atare tâmpenie e greu de imaginat, dar noi am trăit-o și suntem strâmbi. Eu am venit să vă spun, printre altele, că și eu sunt strâmb. Așa am crescut. Și asta este una dintre marele diferențe dintre noi. Voi n-aveți de ce să vă uitați în urmă. Noi n-avem de ales. Mulți dintre voi se gândesc să plece. Și este un subiect extraordinar de interesant. Uneori să plece, probabil. Fiecare cu motivul lui. Dar v-ați gândit vreodată, și aici îl citesc pe Fimiu, căruia îi spuneam la un moment dat, dacă e să întâmple nu știu ce minunății la nivel național, noi plecăm, sigur, zice el. Dar pe soră ta, pe maică mea, pe bunicul, cui îi lăsăm? Despre cine vorbim noi că rămâne în urma noastră? Da? Știți? E trist ce am să vă spun, dar sunt mulți oameni care n-apucă să vină din străinătate la momente neplăcute ale vieții, când unii dintre noi se mai sting. Voi sunteți puternici aici și aveți curaj pentru că sunteți împreună. Nu pentru că sunteți fiecare doar un individ și atât. Și acum ne întoarcem la lucruri mai frumoase, la distracție. Pentru mine este extraordinar de plăcut să cânt. Și au fost trei fete și un băiat mai înainte și au cântat foarte frumos. Liceul de artă. Nu mai știu în ce măsură muzica mai reprezintă pentru programa școlară actuală vreun interes. Nu mai reprezintă, cred că, nici istoria și nici geografia, care au devenit din istoria României istorie, din geografia României geografie, din limba și literatura română o limbă de comunicare. Și mă duc către limbă și apoi mă întorc la ceea ce am început mai înainte. Câți dintre voi mai vorbesc limba română? Și la ce le-ar servi? Care este motivul pentru care voi ar trebui să știți limba română? Care e motivul pentru care pe voi la școală vă pun să citiți atâția și atâția autori români care se joacă cu cuvintele și așa mai departe? Vin profesori de română și fac comentarii și fac tot felul de lucubrații mentale pe lângă 2, 3, 5 fraze. De ce oare? La ce v-ar servi vouă? Când există aici dicționarul explicativ al limbii române online, cu care îl faci praf pe orice profesor, universitar sau academician. Că aici e toată știința lumii, nu? N-am dreptate? Nu suntem lipiți de el în continuu? Și dacă rămâne fără curent? Luăm o baterie mai mare. Ieri am întrebat o cunoștință care avea o baterie uriașă în poșetă, am crezut că e un casetofon. Mi-a zis, nu, e bateria pentru telefon, că îl folosesc mult. Zic, dar de ce nu târi eu un acumulator de mașină după tine? Cum sunt amărâți aia care au nevoie de oxigen și cară după ei.
pentru că devenim de la o zi la alta, de la o secundă la alta, dependenți de tehnologie. Și e de bine, cred că n-avem de ales, nu? Că ne place sau nu ne place. De ce? Eu cred, și iarăși părerea mea, e o convingere, că ființa umană, eu sunt creaționist, da? Eu nu sunt darwinist, ființa umană nu aparține acestei planete, de-aia planeta aia se opune atât de mult nouă, sub toate formele. Plantele, animalele, toate la locul lor. Noi nu suntem și avem nevoie de tehnologie. Și am inventat focul, roata, casetofonul și așa mai departe. Întrebarea este, ce ne facem fără ea? Ce se întâmplă dacă nu mai avem acces la chestia asta? Și poate că o să zâmbiți. Când am dat examen pentru brevet de pilot pe ultraușoare aici la Vădeni, există școală de pilotaj aici lângă voi. Da? Eram în aer, aveam GPS-ul în față, evident, și instructorul mi-l oprește. Și mă întreabă, unde ești? În aer. Nu, frate, față de aerodrom, unde te afli? M-am uitat pe fereastră încolo, el am arătat. Și cam mult, au durat vreo 30 secunde. Și el, care e problema? Păi în 30 secunde era îngropat în pământ deja. Bun, și ce treabă are asta cu GPS-ul? Păi simplu, sau pe GPS-ul. Unde te afli? Da, cine suntem noi, dacă tot întreabă cine, da? Cine suntem noi fără tehnologie? Cine suntem noi fără telefon, fără Dex online? La cine servește atâta carte? Multă, bună, profesor bun sau rău, nu contează pentru mine. Pentru că ai totul aici în cap. Da? Spunea cineva, acum ceva vreme, un vorbitor, că dacă n-ai bani, nu faci mare lucru. Golane din Brăila spun că dacă n-ai bani, miroșa prost. Așa o fi. Da? Toată lumea vrea bani, nu? Mulți. Ce să faci cu ei? Să mă distrez, nu? Nu asta e ideea? Unii se plimbă, unii se știu eu ce, își cumpără case, mașini. Dar întrebarea este, dar dacă n-ai bani, de ce să fii prost? Pentru că prostia, din punctul meu de vedere, se măsoară funcție de ce ai în cap, nu? Și mie poți să-mi tai curentul, poți să... Aici vorbesc mai încet. Nu știu cum era cu fetele și cu tânărul dinainte, dacă le tăiam curentul în timp ce cântau. Poate au voce mai mare. Dar, și fac această mică digresiune, dacă o să mergeți vreodată la vreo operă, da? La un concert, și o să vedeți că doamnele care cântă și domnii care cântă pe scenă nu au microfon. Și dacă stă lângă tine și face vocaliză, ți-au sărit ochelarii. E el cu el, e vocea lui. Și ce-mi doresc eu foarte mult de la voi care sunteți viitorul nostru, și sper să mai rămâne și prin țară câțiva, să fiți voi cu voi. Cu cât sunteți voi mai deștepți, cu cât știți voi mai multe și sunteți voi mai știutori de toate și de toate celelalte, ăsta este ceva în plus. Da? Eu dacă stau fără pantofi, am 1,72 m. Dacă îmi pun pantofi, am 1,80 m. Deci sunt mai mare. Și la fete la fel. Dacă suntem pe plajă și suntem în costum de baie, suntem cam dezgoliți. În pădure nu ne convine. Ne mai zgâriem, dar dacă punem o haină pe noi, e de bine, nu? Ce e în plus e minunat. Folosiți tehnologia ca acel plus față de ceea ce școala, așa cum este ea, vă bag în cap. Cartea. Conferința se cheamă Bookland, da? Țara cărților. Limba engleză. Toți vorbim engleză aici, nu? Ați încercat vreodată să vorbiți în limba engleză la telefon cu cineva și celălalt să-și înțeleagă? Minunat. Asta este prima probă pe care o face cineva cu o limbă străină. Că așa de mână pot să dau până amețesc și până mă dor mâinile. Se cheamă limba gimnastică, da? De ce engleza? Momentan limba de cancelare universală. Dar nu de multă vreme, să știți. Acum 100 de ani era franceza. Acum 300 de ani era latina. Și așa mai departe. Poate că va veni chineză. Avem de unde să știm. Ceva. E bine să știi engleză? Da, probabil. Dar bine să știi și română? Stau și mă întreb, cum vă înțelegeți între voi? Poate în frangleză sau poate în alte... Da? Da, în germană ați încercat?
Na, șpilca nerule, firmi. Pentru noi, pentru cei care am ajuns la vârsta asta, avem o singură moi la ceas să nu vă plictisesc mai mult decât e cazul. Pentru noi, speranța sunteți voi. Și avem o singură variantă, aceea de a veni aproape de voi dacă ne lăsați. Pentru că eu am observat că cei de vârsta noastră nu vorbesc cu cei de vârsta noastră. Habar n-am de ce. Eu vorbesc engleză. Aș putea vorbi cu voi, nu? Despre ce? Despre muzică? Eu n-ascult muzica pe care o ascultați voi. La mine muzica se termină la Debussy. Dar ascult jazz în același timp. Da? Da, voi n-ascultați jazz. Și așa mai departe. Întrebarea este, cum am putea să găsim o cale comună? De pildă să ne jucăm. Da, dacă distracția pentru voi înseamnă joc, să știți că și pentru noi ăștia mari, mari de vârstă. Joacă e o chestie minunată. Putem să ne jucăm pe calculator, nu? Și sunt convins că mulți dintre voi, pe internet, online, vă jucați tot felul de minunății, nu? Știți cât la sută dintre cei care joacă online sunt oameni de peste 60 de ani? Mai mult de 25%. Pentru că sunt și nickname-ul, nu? Așa se cheamă alea, da? Habar n-aveți cine pe partea aia, după să fie și Donald Trump. Ar fi interesant să-l bați pe Donald Trump, nu? Da. Am o întrebare pentru voi. Asta ca să fie oarecum interactiv. Bănuiesc că voi mergeți la facultate, nu? Da, poate să-mi spune și mie cineva de ce? Așa trebuie? De ce trebuie? Până la urmă, ce e o facultate? Cui servește ea? În latină, ăia vechii noștri spuneau, cui prodest? Cui servește? Pentru ce să faci? Am înțeles că una dintre tineri, e o tânără care urmează să facă medicina, nu? Tu parcă. Nu? Da. Sigur. Fără să faci medicina, nu poți să profesezi profesia de medic, fără doar și poate. Dar de ce de medic? De ce nu de asistent medical? Că există și pentru asta, 3 ani, cred, nu? 6 ani se face la medicină, nu? 3 ani se fac în partea. De ce nu de asistent? Tot grijă de oameni se cheamă și acolo. Mă uit în Italia, în momentul de față, cred că sunt 10.000 de doamne care sunt badante, se numesc, da? Cele care îngrijesc femei. Și asta e o răutate din partea mea. Dacă merg acolo pentru niște sume derizorii, după părerea mea, da? De părinții lor care au rămas în țară, cine are grijă? Voi, cei care veți fi medici și din când în când sunt luați oamenii cu ambulanța și duși la spital? Apropo de felul în care se cunoaște și se înțelege relația dintre noi oamenii, de grijă pe care noi avem, până la urmă, facem o facultate. De ce o facem? Și? Iertați-mă, dar am ajuns exact acolo unde voiam eu. Bani, toți golanii fac. În momentul de față, orașul ăsta vă arată oricând, nici n-apucați bine să dați colțul după o stradă, că sunt cel puțin 2-3 scroci, șmecheri, mai știu eu cum, care au foarte mulți bani. Mai mulți bani decât medicii. Medicii care profesează, mai mult decât profesorii și așa mai departe. Banii se pot obține foarte ușor. Pentru ce atâta muncă? Poftim? Sigur că da. Ce e aia muncă cinstită? Muncă cinstită înseamnă că cineva, da, a tras o morală, are și niște reguli. Da? Morală, spun eu, care sunt creștini, ceilalți neandertalieni ăștia cu maimuța și așa mai departe spun că e cod etic, da? Ajungem probabil în același punct. Deci ne trebuie o morală, mai am puțin? Perfect. Da? Deci îmi trebuie morală, nu, domnișoară? Ca să spun că e cinstit. Care e morală? Morala cui? Codul etic al cui? Nu e scris pe niciun gard. În nicio școală n-am văzut la intrare un tabel mare cu codul etic. Dar am văzut în multinaționale. În multinaționale există un cod etic. Și spune să nu îl vorbești de rău pe coleg, să nu îl scuip, să nu îl mănânci semințele el pe birou și așa mai departe. Limba română, istoria, geografia, sunt cele trei
elemente importante pentru a deveni cetățean român. Cine vrea să devină? Dacă vrei să te duci în Statele Unite și stai 5 ani de zile sau 10, nu mai știu exact cât este, poți deveni cetățean american și dai un examen. La limba engleză, la istoria Statelor Unite, la geografia Statelor Unite și mai e ceva în plus, la politica Statelor Unite. Da? Noi habar n-avem lucrurile astea despre țara noastră. Voi ar trebui să le știți. Să nu mai lăsați politicieni ca noi să vă conducă destinele. Știți de ce? Vă spun cu subiect și predicat. Pentru că nu merităm. Nici voi nu meritați. Duminică o să mergeți la vot, cei care aveți 18 ani. Nu? Sau nu o să mergeți? Eu vă mulțumesc mult, sper că nu v-am plictisit foarte tare și o zi bună!